Veste bună pentru Rambuzău, care ar putea scăpa de datoriile istorice cifrate la peste 67 de miliarde de lei vechi. Guvernul va trimite în perioada următoare o sumă consistentă către primăria Buzău, iar banii vor fi folosiți pentru plata datoriei. S-au actualizat pierderile RAM pe anii 2006-2015. Este vorba și cu prima perioadă acestui an, având în vedere că este posibil ca de la bugetul de stat să primim o sumă pentru acoperirea acestor pierderi. A, nu, alocația este pentru energie termică și în momentul în care vom primi banii, vom da regiei autonome municipale pentru acoperirea acestor pierderi. Dacă vă aduceți aminte, și la sfârșitul anului trecut am realizat acest lucru. Și pentru asta am actualizat valoarea, astfel încât în cazul unei hotărâri de guvern să avem toate actele necesare. Suma uriașă de 67 de miliarde de lei vechi pe care RAM o datorează este cauzată de pierderile suferite cu începere din anul 2006. Și în primele 6 luni din 2015, RAM a acumulat o datorie de aproape 3 miliarde. Pierderile sunt pierderile care s-au produs pe rețele în decursul timpurilor. Dacă veți vedea la pierderi, ele sunt foarte mari înainte de a reabilita sistemul și mici în perioada de acum. Astăzi, primarul Constantin Boșcodeală a întărit că prețul gigacaloriei pentru populație va rămâne neschimbat. Gigacaloria este în continuare la 185 de lei. Avantajul pentru fiecare cetățean este ca, de exemplu, pentru o lună de iarnă, pentru cei care beneficiază de acest sistem pentru că nu au destule venituri, sprijinul municipalității este de aproximativ 350 de lei pe lună. Facturile la întreținere plătite de buzoienii racordați la RAM sunt printre cele mai mici din România.